incident. Doamnelor și domnilor, sunt imaginile momentului. Stăpânul României, Florian Coldea, iată, chemat să dea cu subsemnatul la poliție în urma controlului judiciar impus de către procuror, sugerat de procuror și apoi, iată, decis și în instanță. Vedem toate aceste imagini și informații. Colega mea, vă reamintesc că Talita Trofin se află în aceste momente acolo. Vom asculta și în cazul în care se vor face declarații. Pe de altă parte, vă reamintim, în această săptămână sunt așteptați mai mulți oameni de afaceri la DNA pentru audieri. Ancheta în acest caz se extinde și, iată, avem parte și de alte nume de oameni de afaceri, nume sonore, implicate în acest dosar. Sunt imaginile momentului, doamnelor și domnilor. Ce spuneți dacă ați coordonat discuțiile cu Cătălin Hideg? O să vă pare rău pentru viețile care le-a distrus. Ne spuneți mai multe lucruri, mai mult decât o declarație vagă? Fără îndoială că atunci când... Când va veni momentul potrivit să ne spuneți câteva lucruri? Explicați pentru că ați făcut. Dau explicații. Pe bună dreptate. Când vor veni aceste explicații? Am total încredere în justiție. Legați în continuare existența statului paralel, domnule Coldea? Vă considerați în continuare nevinovat? Veți plăti cauțiunea? Ați plătit cauțiunea? Din ce bani ați plătit? Nu e nicio problemă. Poate până la final de spune ceva concret și nu doar un comunicat. Nu fac alte comentarii până la finalizarea anchetei. Ați plătit cauțiunea? Chestiunea e degeaba. Putem să stăm să discutăm. Din ce bani o să plătiți cauțiunea? Din banii furați? Respect poziția presei de a se interesa despre acest subiect de interes public, dar pentru moment vă rog să o înțelegeți așa cum este. Dar oamenii care se uită pe ei respectați, nu vă simțiți dator cu o explicație? Oamenii care au fost condamnați pe nedrept, nu considerați că românii merită o explicație? Distrus vieți prin condamnările și dosarele penale la comandă pe care le-ați făcut. O explicație în legătură cu banii rulați între firme? De când ați făcut presiunea asupra domnului Hideg? Dacă nu-mi dați voie să spun nimic, puteți întreba, să știți că nu pot să vă spun. Justiția o fac alte instituții, în niciun caz treaba cu justiția nu are instituția pe care a făcut-o. Dar și mai ales dosarele pe mine la comandă. Dumneavoastră, ne puteți explica ce s-a întâmplat de fapt? Dacă sunt orice fel de elemente, dați-mi voie să zic dacă o ținem așa, nu mai știu în ce oferă nimic. Nu ați dori să stăm într-un mod civilizat și să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce s-a întâmplat, să lămurim? Nu este momentul, sunt audieri, este faza urmăriri penale. Dați-mi voie că după ce o să vă asigur că o să, așa cum am promis de fiată, vă asigur că o să vă transmit un punct de vedere corect, coerent, după ce ne lămurim despre ce este vorba. Pentru moment această cauțiune. Nu știu. Stați o secundă. Nu. Cât de presiune a făcut asupra oamenilor de afaceri? Ați ajutat vreodată vreun om de afaceri să scape de pedeapsă? De ce lăsați să vă dosarul penal pe care l-ați făcut la comandă? Nu considerați că oamenii din România pe care i-ați condus din umbră merită explicații? De ce vă considerați nevinovat? Da, ați urmărit imaginile momentului. Florian Coldea a ieșit de la poliție pentru acolo unde a semnat controlul judiciar. Vă reamintim că procurorii au luat urma banilor rulați din firmă în firmă pentru a stabili, iată, legăturile dintre sumele plătite de Hide către Doru Trăilă și plățile ulterioare făcute. Ați văzut, Florian Coldea refuză să ofere un punct de vedere, spune că este o anchetă în derulare și la momentul potrivit va vorbi despre toate aceste lucruri. Nu a vrut să răspundă la acea întrebare dacă va plăti acea cauțiune de 100.000 de euro. Mai sunt câteva zile în care are la dispoziție acest lucru. Altfel, există șansa și posibilitatea să se ia alte măsuri mult mai dure în cazul în care prevederile legii, iată, nu vor fi respectate.